domnule Dan Virgil Pascu, vicepreședinte al Consiliului Concurenței, vorbea domnul ministru de cât de important este să monitorizăm sau care sunt jocurile din piața de energie și știm cât de important considerați că această monitorizare este relevantă pe o piață din România. Suntem curioși cum vedeți revenirea la o piață nereglementată și concurențială odată cu renunțarea la măsurile de plafonare a prețurilor în România. Mulțumim că ați venit în primul rând. Bună dimineața! Functele. Se aude în sala? Da. Mulțumesc în primul rând și eu pentru, pentru invitație. Îmi face o mare plăcere să fiu aici. Într-adevăr, Consiliul Concurenței monitorizează piața de energie electrică și a gazelor naturale de foarte multă vreme. Utilizăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție de la investigații de încălcare, investigații sectoriale, analize, studii. Suntem implicați în procesele de avizare legislativă. A practician al concurenței, cu privire la redeschiderea pieței. Evident, mă bucură. Mărturisesc că, văzând calendarul inițial, am crezut că termenul de aprilie 2025 e în legătură cu competiția electorală care se află acum, aceasta fiind rațiunea pentru care nu sunt deschise. Mi-am dat seama că a fost o greșeală, pentru că este, evident, foarte important să mai trecem un, un, un sezon rece veștile cu privire la depozitele și 101% sunt fără îndoială de îmbucurătoare, sigur că da. Noi la Consiliul Concurenței rămăsesem la 99 ,78. Erau bune și ele. Acum văd că situația este și mai bună. Deci e absolut important să mai trecem un sezon rece. Cel puțin în ce privește piața gazelor naturale, ea este de pronunțat meteodependentă. De la, 1, de la 1 aprilie lucrurile vor trebui să meargă gradual. Componenta de protecție socială, evident, este este o, de, de, de importanță majoră, nu poate fi neglijată. Dorim, totuși, să ne bucurăm să o deschidem în pași, pentru că, așa cum spunea conducătorul Direcției noastre de, de, de Industrie și Energie de la Consiliul Concurenței, am avut o mică discuție privitoare la evenimentul de astăzi, competitorilor încep să li se atrofieze simțurile și instinctele de concurenți în măsura în care piața rămâne, rămâne, în, rămâne în felul în care este. Și aici revin la uh, o idee pe care a punctat-o foarte bine doamna deputată înainte, este vorba și de educația consumatorului. Ce am observat? Noi ne-am făcut niște analize după liberalizarea pieței de gaze. Uh, doar 43% dintre consumatorii din România au optat pentru dreptul de uh, exigibilitate, ceilalți au rămas la fostul furnizor, iar din aceia care au optat pentru dreptul de a schimba furnizorul, 91% nu l-au schimbat. Deci, în realitate, deși există un cadru legal foarte. era funcțional, există, există arhitectura asta juridică, normativă, în realitate nu a existat concurență în piață. Și atunci, uh, aici aveți mare dreptate, trebuie lucrat cumva la educarea consumatorului final. Uh, trebuie. Uh, ca el să înțeleagă care sunt drepturile, care sunt obligațiile, care sunt posibilitățile. Trebuie eventual luați în barcă și furnizorii de, de, energie electrică și gaze naturale și implicați și ei. Acum nu știu dacă normativ sau o fac ei de la sine pentru că este absolut, absolut în sensul concurenței să o facă de bunăvoie, evident, ca să câștige, să, 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 să câștige consumatori finali. Mulțumesc mult de răspuns. Înainte să merg către doamna deputat și să atingem uh, subiectul prosumatorului, aș vrea să vă mai adresez o, o întrebare. Despre prețurile record din uh, România. Ați anunțat că analizați ce se întâmplă pe piață, pe piața de echilibrare și faceți verificări dacă Hidroelectrica și-a îndeplinit angajamentele asumate în cadrul investigației privind un posibil abuz de poziție dominantă pe poziția producerii și comercializării energiei electrice. Ați transmis autorităților un set de propuneri pentru buna funcționare a pieței de echilibrare. Ne puteți spune ce investigații sau analize aveți în momentul de față și când vom avea niște rezolvări sau răspunsuri? În ce privește prețurile de echilibrare, avem în curs o analiză. Nu este o investigație. Nu există niciun fel de suspiciune că lucrurile funcționează cu încălcarea legii concurenței, însă căutăm să înțelegem de unde prețurile acestea dumneavoastră în sală, știți mai bine decât mine că ele sunt punctuale, ele nu au caracter de continuitate. În orice caz, ne uităm foarte atent pe, pe piața, piața aceasta de echilibrare, înțelegem, încercăm să înțelegem cum se formează prețurile. Am venit într-adevăr cu, cu, propuneri către legiuitor, noi avem o cooperare bună și cu ANR-ul. În ce privește avem o problemă, într-adevăr, pe interconectare, cu, pe piața de echilibrare cu țările din, din proximitate, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Slovacia. Acolo ar trebui, ar trebui investit, evident că în situația în care am avea o piață regională, interesant ar fi să avem, cum spunea domnul ministru, o piață unică, realmente, și pe, și pe componenta de echilibrare, prețurile nu vor mai fi așa de mari nici în România. În ce privește Hidroelectrica, am avut într-adevăr o investigație. Noi am suspectat că cei de la Hidro rețin, sau nu pun, nu comercializează cantitatea de energie electrică pe piața pentru ziua următoare pentru a crește artificial prețurile și a câștiga pe de altă parte pe piața de echilibrare. Ne. Investigația noastră s-a încheiat cu angajamente, ei și-au asumat niște obligații. Angajamentele au durat de 3 ani, suntem în ultimul an. Vom face o evaluare finală, însă îi monitorizăm periodic. Obligațiile se refereau la, printre altele, stabilirea unui preț maxim pe care îl propun pe piața de echilibrare calculat în temei unui algoritm care pleacă de la prețul contractelor la termen nu i-am obligat, ei și-au asumat, s-au angajat să despartă departamentele care se ocupă de comercializarea pentru pe piața de pe, PZU și respectiv piața de echilibrare. Până la momentul la care vorbim aici, suntem foarte mulțumiți de, de maniera în care Hidroelectrica a înțeles să-și respecte angajamentele. Este ultimul an, cum vă spuneam, urmează o evaluare finală, însă Lucrurile considerăm noi că s-au desfășurat în, într-o manieră pozitivă. Mulțumim frumos! Poate vești bune și arătați da, că da. puneți pres pe energie.